Sunt coordonatoarea expoziției În căutarea paradisului AR, care este găzduită la Institutul Goethe din București în perioada 27 octombrie 19 noiembrie. Expoziția este o extensie a filmului de animație Insula de Anca Damian și explorează în realitatea augmentată scene cheie din film. Filmul, având o imagine foarte bogată și foarte jucăușă și fiind destul de axat și pe ideea asta de tehnologie și de cum ne influențează tehnologia viața și chiar unul dintre personajele principale, Robinson, își percepe realitatea prin intermediul unei tablete, ne-am gândit să aducem asta în viața reală și să invităm publicul să experimenteze cumva în oglindă și filmul printr-o tabletă. Și am augmentat 11 scene din film. Unele sunt sub formă de tablou, dar avem și 3 în care cumva personajele ies din tablou și interacționează cu spațiul înconjurător. Avem de asemenea și 3 filtre de Instagram pentru a încuraja publicul să experimenteze zona asta de new media și în afara zonei de expoziție și pentru a aduce mai aproape de publicul din toată țara experimentul pe care îl facem aici. Filmul va intra în cinema pe 11 noiembrie. Expoziția va fi aici la Goethe până pe 19, după care va merge la Brașov, la Centrul Cultural Reduta.